Bună seara, dragii mei, sunt Arotela. Continui etalarea pe care am început-o mai devreme despre ceea ce manifestăm, manifestați în această perioadă între cele două eclipse. Am preferat să închid eu etalarea la jumate ca să nu fiu întreruptă, că ați văzut ce neplăcut e să fiu întreruptă. Așadar, am făcut numerele 1 și 2, acum urmează numărul 3 și 4, roșu și verde. Hristos a înviat, ce ar mai fi să vă mai transmit? Da, poate că unii dintre voi acum alegeți numele și e mai bine. E chiar mai interesant, mă conectez mai bine la unii dintre voi care alegeți în timpul ce fac eu etalarea. Acum, evident că asta va fi cât o oră, jumate de oră la un număr, jumătate la celălalt. Îmi pare rău că e tot o oră târzie, dar până descarc mai durează, sper că aveți răbdare. Haideți să începem să vorbim. Pentru cei care nu știu, eu am deja cărțile amestecate. Nu încep nicio etalare fără să amestec cărțile, chiar dacă poate unii dintre voi așa aveți impresia. Însă, înainte de a începe etalarea, vreau să facem o mică pre-etalare și să vedem ce cărți... Așa, acestea au venit. Da, la numărul 3. Roșu, ați ales roșu? Probabil că sunteți pasionați, sunteți intenși. Aveți atracție față de cineva sau pur și simplu, eu știu ce, din ce motive. Roșu înseamnă foarte mult. A apărut, care a fost prima? 4 de cupe, parcă. 4 de cupe, da? Și apoi 10 și 10. Unii dintre voi am senzația că sunteți supărați. Pe de-o parte, o senzație că poate ați pierdut ocazia vieții voastre, asul de cupe, care vă ducea către 10 de cupe sau poate chiar v-a dus o perioadă, din cauza că ați stat cu gândul la un trecut. 3 de cupe de obicei aduce dezamăgirea, trădarea, prieteni de proastă calitate, intrusul, intrusa într-un cuplu, într-o colaborare, într-o asociere, nu neapărat triunghi amoros, poate să fie. Un al treilea element negativ într-o situație, într-un duplex, să zic. Dar 4 de cupe reprezintă o stare de supărare. Poate și de dor, poate și de nostalgie, dar o nostalgie deprimantă. Nu e 6 de cupe care se uită la poze, se aduce aminte ce frumos era când eram noi mici, când ne țineam de mână, când ne primam pe bulevard, când ne zurutam, când aia. Nu, e... o stare de exact între bucurie și între nici bucurie, nici agonie, între bucurie și agonie. De neutralitate, repet, deprimantă. Deprimantă. Cred că ați pierdut o ocazie mare din frică, din durere, din neîncredere. Iar apare elementul de 3, 3 păsări, 3 cupe. Veverița aceasta care... Ia, și aici 3, 3, 3, 3, veverița. Intruși. Intruși. Aici nu cred că este un intrus. În acest context, cervoaica, da, se mai zice și așa. Căprioara. Apare ca un element pozitiv. Un soi de... As de cupe, de cupă, de hai, vindecă-te, bucură-te un pic de viață. Dar cineva... Sau, pentru unii, poate să fi fost o bucurie scurtă urmată de o mare durere. Nu o să ai din același motiv. Bucuria a fost... întreruptă de pierderea cuiva, de o boală, de o veste neplăcută, de alte situații, eu știu, pierdere de bani, situații legale, da? Și a fost bucuria scurtă. Intensă, dar scurtă. Probabil că plăcându-vă roșu, atrage și lucruri intense. La capătul setului de cărți apare puterea. Puterea, valetul de bâte, atracția a fost intensă față de cineva. Atracție care v-a provocat să vă luptați cu voi, cu ego-ul sau o luptă între impulsuri și minte.
Poate că au mai fost și alții, repet, între. A fost ceva, e foc, e cu diavol, e cu cinci de bâte, cu conflicte, cu argumente, cu probleme legale, cum am zis mai devreme. Ia uite, cu multe probleme financiare. Deci multe lucruri au intervenit între acea fericire, asul de cupe. Ar putea să fie chiar trei probleme, nu neapărat triunghi amoros. Să zic, probleme financiare, probleme cu familia, probleme, eu știu, la, eu știu, locul de muncă. Financiar nu trebuie să fie locul de muncă, poate să aibă altceva. Am dat și eu un exemplu, da? Sau invidioși, sau competiție, sau, da, sunt multe. Au intervenit multe chestii între voi și o situație care vă făcea fericiți. Însă, am senzația că vă veți regăsi puterea. Interesant, vedeți? Zero. Diavolul. Să, poate chiar cineva a stat în relații toxice pentru bani, relații conflictuale pentru bani, bani, sex, în fine, chestii, argumente, discuții. Vă veți regăsi, aici este mesajul, pre-etalare, vă veți găsi puterea să o luați de la zero, să ieșiți de acest cerc. Că 10, de fapt, reprezintă un cerc. Un ciclu. Și aveți 2 de 10. Un soi de 20 de renaștere. 10 și 10 înseamnă 20. Renaștere. Sunteți chemați să vă renașteți în această situație. Într-o nouă direcție. Valetul de bâte nu este obligatoriu să fie atracție fizică, sexuală între voi și cineva. Poate să fie regăsirea puterii voastre. Transformarea voastră, că vorbim de o perioadă foarte intensă, între două eclipse, care ne transformă radical pe un termen de cel puțin 6 luni de zile, dacă nu chiar un an, 2, 3, 4, 5. Și după un timp o să vă dați seama, nu mai sunt cum eram cândva. Dar ce s-a întâmplat? Unde s-a întâmplat? La eclipsa din eclipsele care au fost în noiembrie, în zodia Scorpionului anul trecut, la eclipsele din anul 2023 în primăvară, vă veți aduce aminte, pentru că acum este Mercur retrograd și s-ar putea anumite lucruri să nu le înțelegeți. Ideea este că vă veți regăsi vitalitatea, încrederea, puterea, veți depăși acest ego, aceste naturi, poate și conflictuale, instinctive, chiar și sexuale, să le zicem și pe acestea, și veți iniția ceva nou. Cu alte cuvinte, după acest zero în care lăsați în urmă multe probleme, multe, voi le știți, poate unele acum le uitați, o să vă aduceți aminte de ele. Veți începe, valetul merge, da? Veți începe pe un drum care vă va duce într-o poziție de putere. Și nu vorbesc musai de putere socială, profesională, vorbesc de putere fizică și intelectuală. Veți vedea, uite, am reușit să-mi domin diavolul din mine. Sau diavolul din alții. Am reușit. Eu, asta, micuță, pe glumesc și eu. Sau ăsta în care ceilalți n-au avut încredere. Sau cei care au crezut că eu sunt diavolul vor vedea că, de fapt, am depășit natura mea toxică și am devenit vindecător. Șaman, alchimist. Interesante mesaje. Cavalerul de monede. E un drum lung. E asociat elementului fecioară, zodiei fecioară, cu alte cuvinte, transformarea este. Ia uite, sunteți la intersecție de drumuri, este pe termen lung, dar vă va aduce stabilitate. Vă va aduce stabilitate. Aceasta a fost preetalarea. Hai să vedem. Acum curățăm cărțile. Ha, eram sigură. Vedeți? Am lăsat această candelă să ardă. Ceva s-a consumat, era pe cale să se termine la numărul 2, dar nu s-a terminat la numărul 2. S-a terminat la voi. Încheiați și voi un ciclu. Mi-am pregătit, dragii mei, mi-am pregătit, da? Ia. Pot? Doar așa, cu băiețișorul ăsta? Haideți, începem acest nou ciclu împreună. Vă ajut. Aprindem o nouă lumină. Și e plină, neatinsă. Așadar, gata, începeți un nou ciclu. Se confirmă.
Numărul 3. Prin ce situații trece în această perioadă? Situații speciale, câteva dintre ele. Am început cu numărul 1, 3 cărți, rămâne tot așa și la numărul 2, tot 3 cărți. Situații care se vor transforma în timp, repet, nu este etalare pentru luna mai, nici pentru aprilie, nici pentru săptămâna asta musai, cât ca perioadă în care se declanșează niște transformări radicale. Și vedeți ce mi-am pus? Ia uitați, interesant, sunt 3 și aici 3, unde am primit și eu de curând o armă. Interesant, da? 3. Și tocmai la voi o prezint, o lansez. Stai să-mi așez degetele ca lumea, da? Craniu, craniu, craniu. Transformare. Ce înseamnă? Moarte și renaștere. Nu? Moarte și renaștere. Așadar. Interesant că culoarea roșie e asociată lui Marte. Probabil Martele vostru va fi marcat în mod special, că tot am vorbit, interesant, am scos în scenă și o armă albă. Marte, armă, transformări, conflicte, chestii. Dar, mergem în continuare. Situații care vă vor transforma. Sau se vor transforma. Numărul 3, odată. Adică numai odată. Hai. Opa, așa, de 3. Ok, 3 cărți. 2 și cu 8, 10 este bărbatul. Bărbatul sau bărbatul divin, la numărul 1 a fost femeia. 28-29, perechea sau femeia divină. Dacă vreți să ascultați, sau poate ați vrut să ascultați și numărul 1. 17, acolo interesant, acolo a fost numărul 16, care era reprezentat de stea. Stea care în tarot are numărul 17, dar e o legătură. Cred că puteți să ascultați numărul 1. 17 aici este asociat călătorilor pe termen lung. Și 7 și cu 1 călătorie, da? Și 1 înseamnă 8. Transformare și manifestare a unui nou eu, a unei noi. Interesant, numărul 22. 22 e calea. 22, 4. Și interesant că am vrut să vorbesc despre 4. Am zis că sunt 3 cranii și al patrulea element este piatra lunii, care ține de intuiție, de feminitate, de emoții, de intuiție. Interesant. Wow, la capătul setului de cărți, da. Șarpele, diavolul pe care l-am văzut mai devreme. 20. 20 e renașterea, dar aici, în acest context, ar fi... Unii dintre voi cred că aveți de-a face ori cu două, cu trei femei foarte diferite. Una vanitoasă, una inimoasă și una, aș spune, fricoasă, confuză. Așa simt un mesaj. Poate să fie rude. Una e soră, alta e iubită, alta e mamă. Sau una e colegă, sau eu știu ce mai fie. Poate să fie trei. Bine, ar putea să fie și chiar așa șasea, una meditativă. Sunt 4, da, 4, interesant, 4, 4, 4. Mesajele le mai interpretați și voi cum vreți. De-a lungul timpului vă invit să ascultați etalarea și când nu va mai fi Mercur retrograd, că poate acum ceva nu înțelegeți, poate niciun nu explic exact, eu știu, ca lumea, dar mai ascultați, veți înțelege niște mesaje mult mai bine după ce lucrurile încep să se manifeste. Dar la distanță, 7 faeton, am senzația că... Stai, care e ideea? Mai interesant. Lăsați-mă un pic să simt. 7 și aici, care înseamnă călătorii, cale călătorii. În primul rând, cred că vorbesc de o energie masculină care face drumuri și, în mod special, drumuri lungi, peste hotare, în mod special. Nu știu dacă și între continente, dar sau peste un continent, dar peste hotare sigur face. Și văd aici 7 și 17, dar în aceste de cărți 7 este asociat
diavolului, pentru că e Saturn, diavolului, șarpelui, energiilor constrictoare, da, ăsta e cuvântul, constrictor. Cred că la un drum aveți un personaj de care trebuie să vă eliberați, pentru că șapte vine asociat cu unul și aduce transformarea. Ca să începeți o nouă etapă, trebuie să renunțați. Opt înseamnă casa morții și a renașterii. Să renunțați definitiv la o energie toxică care, repet, se află peste un drum. Poate să fie șeful vostru, poate faceți călătorie în străinătate pentru un job și șeful sau șefa este toxic. Poate e un alt personaj, nu știu. Sau dimpotrivă, acasă sunt personajele toxice și trebuie să trecați cât mai departe. Pentru că 8 e casa scorpionului, a morții, a renașterii. Dar casa scorpionului, că avem lună în scorpion, eclipsă de lună în scorpion pe 5 mai. Fiți atenți, o să fac și atunci, e și portal. Casa 8-a a scorpionului ține de bani, dar și de sex. Și ați ales roșu, nu întâmplător. Și am văzut și diavolul și am vorbit ceva și despre atracții sexuale, posibil. Dar. Poate că aici este, în momentul în care reușiți să renașteți, aici este, cred că poziția se schimbă un pic. În momentul în care renașteți, că 20 ține de renaștere, e o primăvară aici, dincolo de această energie sufocantă, obsedantă, otrăvitoare chiar, veți învinge, să zic, și fricile voastre și veți cuceri aș spune, în sensul de cucerit cu sensul frumos. Folosiți acest roșu ca pasiune sau determinare. Nu musai să cuceriți dragostea cuiva, dar în primul rând să cuceriți dragostea voastră, să vă iubiți și să acționați, că roșu înseamnă acțiune din suflet, nu, exact ce am zis la putere, da? Nu doar din natura instinctuală. Dacă nu vă reprezintă ce spun eu acum, deși ar fi bine să meditați, că poate anumite lucruri sunt și pentru voi, poate o persoană din viața voastră, în mod special o energie masculină. Și în acest context, depășim fricile, deschizându-vă sufletul, '24, '25, '26. Manifestați. Inelul văd ca pe un legământ. Manifestați un legământ cu voi, cu inima voastră, cu persoanele dragi, persoanele care vă inspiră. La o nouă călătorie. Interesant. 3, care înseamnă călătorie tot la distanță. Ia uite, măi, spre împărăteasa și femeia divină. Eu așa o văd pe aceasta, împărăteasa, femeia divină. Măi. Sper că mă înțelegeți limbajul, chiar dacă pare codificat, chiar dacă pare alambicat, da, este 1 și 7. Călătoria vieții voastre, aș spune. Cui nu-i convine? Cine așteaptă să citesc de ca și când aș avea un text în față, să aștepte mult ce bine? Totuși, tarotul e un limbaj codificat. Dacă vreți decodificat, ascultați în altă parte. Așadar, energie masculină. 2 și cu 1, 2 și cu 8, 10 și am văzut și 1. Manifestați o nouă variantă a voastră energiile masculine. O nouă variantă a voastră vindecată. Echilibrată, 2 și cu 2, 4. Treceți de la o relație toxică la o relație divină. Sau echilibrată, dacă nu divină. Sănătoasă. Și în primul rând vă regăsiți la distanță, la drum, nu știu dacă la distanță musai de acest loc, la un drum, vă regăsi stabilitatea. Știți ce-mi vine acum în gând? Povestea fiului risipitor. Fiul risipitor, poate că ar fi bine să recitiți această parabolă, de fapt. Parabola fiului risipitor.
Și repet, dacă nu este vorba de voi, poate de altcineva din preajma voastră sau de un aspect, un aspect care ține de masculinitate, de călătorie și de calea voastră în viață, de destinul vostru. Posibil, totuși un număr maestru, poate că cineva are marcaj, poate că vă guvernează aceste numere, nu știu, hai să vedem, voi mai gândiți, mai gândiți, mai meditați și voi la mesaje, repet, pentru că sunteți de diferite generații, diferite zodii, diferite experiențe de viață. Pentru unii dintre voi, doamnelor, poate vorbesc despre un bărbat din viața voastră, poate sunteți bărbați și vorbesc despre o latură a voastră, sau despre un frate, sau despre un prieten. Energie masculină, în principiu. Pentru că și 22 duce către 4 și 4 numărul împăratului, al stabilității. După ce, interesant ce simt, înainte să citesc cartea asta, posibil, știți cum aș mai pune așa cartea aceasta? În momentul în care această energie masculină, bărbat, hai să zicem bărbat, da? Se hotărăște să învingă diavolul din el, șarpele din el, să... Știți că tot a fost de curând Sfântul Gheorghe. Sfântul Gheorghe s-a luptat cu balaurul și l-a învins. Să-și învingă demonii pe care i-a căpătat călătorind ca pasărea prin lume. Avem călătorii de două ori și lungi. Simt nevoia să accentuez și să repet chestia asta. Și 8 înseamnă transformare. Repet, în relații. O relație moare ca să renască o altă relație. Și aceea va aduce echilibru. Sănătate. Și de fapt destinul cuiva. Interesant. Ce a venit? Going with the flow. Dar a venit invers. Aici este. Până acum acest personaj s-a lăsat dus de vânt. Una este să te lași dus de divinitate și alta este să te lași dus de vânt. Iar cu prietenii, 3 de cupe, am văzut 3 de cupe. Dar e pe cale să primească. Asta e un soi de regina de cupe. Să primească niște informații importante. Aveți 2 de 3 ori, 2, 2, 2... Posibil că ar fi cazul să fiți mai receptivi la niște informații. Receptivitate. Apropo de lună, dacă sunteți extrem de masculini și femei, dacă sunteți extrem de masculine sau combative sau bătăioase sau super pasionale în sensul de pătimași, una e să fii pasional și alta e să fii pătimași. Că patima e varianta negativă a pasiunii. Pasiunea devine creatoare dacă e folosită. Inspirant, apropo de stea, chiar dacă citesc din perspectiva tarotului. Avem și energie feminină, că tot am adus aminte și de energia feminină. 2 înseamnă marea preoteasă. Folosiți-vă și intuiția. Bărbați, femei, orice ați fi. Folosiți-vă și intuiția și lăsați-vă un pic. În voia divinității. Eu floare, interesant cu mine mesajul. Cineva chiar, voi trebuie să renașteți. Voi trebuie să renașteți. Într-o anumită formă, repet, sunt transformări pe care noi nu le foarte puține simțim acum cu din ce în ce mai mult cu cât trece timpul, de la o lună la alta. Veți deveni alte persoane. Este lotusul aici. Chiar de curând, care pornește din noroi. Un personaj care se transformă radical și în mod special, energie masculină, repet. Poate a fost foarte toxic acest personaj și se schimbă ceva în viața sa și schimbă direcția. 360 de grade, 180 de grade. Dar când vorbesc de 360 de grade, nu zic că se întoarce acul în aceeași poziție, tot la 0 sau la 1, ci dacă se întoarce, se întoarce pe un alt plan. Într-o altă realitate o luați de la 0, de la 1, nu în aceeași realitate, că asta înseamnă ciclu, 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 ciclu și nu vreți așa ceva.
vă ridicați într-o altă dimensiune, altă realitate, altă perspectivă, cum, alt plan, cum vreți voi să-i spuneți. Hai să clarificăm. O dată, de două ori, de trei ori. Uite, suferință! Treceți prin suferință! N-ai cum să nu treci. Ia uite și schimbarea! Și schimbarea! Ia uite spre prietenie, ce frumos! Asociații, asocieri, colaborări, prietenii benefice. Poate să fie și un suflet pereche, poate să fie și un iubit, o iubită, dar neobligatoriu. Că nu vreau să vă creez iluzii. Doi de cupe înseamnă foarte mult. Și patru de bâte. Înseamnă doar relație de amor. Am amestecat, acum să tai. Da? Și iar aveți doi și doi. Vis. Mai! Aici pare o femeie că visează la un cuplu. Aici este un bărbat. Poate că cei doi, interesant, poate între voi și perechea voastră, bărbați, femeie, ce ați fi, e distanță mare între voi. Și ar mai putea să fie și un alt personaj. De care unul dintre voi trebuie să se libereze. Ia uite, extraordinară, a treia carte care vorbește despre călătorie, traveling, călătorie. 8 de bâte. Și aia tot așa peste hotare. Și creatorul, exact roșu. Pasiune, foc, regele de foc. Vă creați, vă recreați pe voi pe această nouă cale. Această nouă cale vă duce către misiunea voastră. Sunteți creatorul vieții voastre. Și am zis 2 și cu 8 înseamnă 10, 1 înseamnă manifestați o nouă cale. Repet până înțelegeți. Și cum începe să manifestați? Visând. Proiectându-vă în acea, deci sunteți în acest plan și vă proiectați în următorul plan. Și în momentul în care încheiați, vă arăt cu degetul ca să înțelegeți, încheiați ciclul în acest plan, săriți, hop, zburați, jump, săriți pe un alt plan și luați de la zero și începeți o altă creație, o altă cale. Aud calea, adevărul și viața. Ce frumos. Ia uite inocență. Nouă spre cei care asocia soarelui. Dar aici inocențe, înțelepciune. Păstrați-vă inocența chiar dacă îmbătrâniți sau poate aveți pe cineva în preajma voastră. Mai în vârstă, dar cu o inocență profundă, aș spune. Inocența poate să fie și profundă și superficială. Dar în acest caz, clar, aduce înțelepciune. Un personaj care integrează și sper să fiți, dacă nu sunteți voi, să fiți personajul spre care veți merge, un creator al vieții voastre, care își integrează umbrele. Ia uite, încheie un nou ciclu, încheie un ciclu. Șarpele pe care l-am văzut, gata, ați încheiat și acum săriți într-o altă dimensiune. Și creați altceva, experimentați altceva. Ia uite, dragoste vă arată. Rebelul rupe lanțurile și merge către abundență, către pasiune, dincolo de zidurile în care a stat. Nu știu, poate cineva a fost la închisoare, poate cineva a fost oprimat într-o relație. Aia toxică, că tot am văzut șarpele, sunt niște chestii. Voi le știți. Eu doar vi le descriu. Cui nu-i place cum exprim, să-i fie de bine să ascultă în altă parte. Hai să clarificăm în continuare. O dată. Numărul 3 de două ori. Înainte să încep, ia uite, iar apare diavolul. Iar apare diavolul. Conflicte? Deci aici ați avut un personaj foarte conflictual, poate chiar voi ați fost, poate au fost conflicte în justiție, conflicte pentru bani, cineva posibil divorțează. Dar ce este frumos dintre opțiunile pe care le aveți? Cea mai frumoasă este soarele, trezirea, soarele și manifestarea adevărului. Dincolo de manipulări și de minciună. Interesant, deci magicianul poate să stea lângă mincinos, manipulator. Și magicianul poate să stea și lângă soare. Unde era soarele? E aici. Da? Lângă soare. Să manifeste adevăr. Dar cineva până acum a fugit de dragoste. Și a intrat în bucluc, aș spune. În bucluc a intrat. Cine a fugit de dragoste și nu doar de dragoste, de vindecare, de dragoste față de sine.
De inocența asta care ne dă exact pasiunea de a ne crea viața dincolo de patimă. Călătorie. Călătoria vieții voastre începe acum, dacă nu chiar a început. Ah, și ce frumos, mi-aduc aminte. Dacă nu chiar a început mai devreme, nu știu când. Călătoria vieții. Mi-aduc aminte această expresie, călătoria vieții tale, acum a început, ceva de genul acesta. Era, cred că la începutul unui film care mi-e tare drag, Zeii Egiptului, da. Acel mic hoțuleț, da? Care a devenit un, eu știu, lucrător cu zei, inspirat de zei. Hoțul, fugăciosul, hoțomanul, a fost chemat la o misiune mai mare decât el și a dus-o cu succes. Poate că ar fi bine să ascult, să vedeți și filmul ăla. Mie mi-a plăcut la maxim și îmi place să-l văd de nu știu câte ori. Dacă totuși știți că iubiți pe cineva, posibil, și pentru că e 6 de cupe, posibil acest personaj, el, ea, să viseze, să-i fie dor de voi, să vă viseze, să aibă o nostalgie legată de momentele pe care le-ați petrecut împreună, una la mână, doi. Am zis, o relație moare și una toxică moare și una sănătoasă renaște. Relația, din relația toxică va rămâne, vedeți, aici sunt doi oameni într-o culoare înaltă puternică, e albastru asociat minții, cuvântului supranaturalului și aici este un personaj în gri asociat pământului, karmelor. Aș spune că personajul bărba, femeie, nu contează de care vă separați voi sau personajul acesta, acela va rămâne gândind la voi. Ideea este că voi veți manifesta relația, eu simt că va fi relația, creați o nouă, mai ales bărbații, creați o nouă versiune a voastră, creatorul și împăratul și calea vieții voastre. Nu știu cum să mai exprim în acest moment mai convingător. Nu mă credeți, ascultați etalarea peste jumătate de an, peste un an de zile. Programați undeva în agenda voastră, vă rog frumos. Nu mai zic că peste câțiva ani nici n-o să vă recunoașteți, pentru că eu știu cum am pățit și eu. Sunt momente în care stau și mă gândesc cum eram. Nu mai sunt nici măcar cum am fost anul trecut. Nici cum am fost acum 2 ani. Nu mai zic că nu mai nici nu există grad de comparație cum eram acum 10 ani sau eu știu când. Și transformările se fac încet, încet, 8, 7 de monede, încet, dar sigur și profund. Și eclipsele astea aduc, și sunt 2 eclipse într-o săptămână. Nu, în 2 săptămâni, în 2 săptămâni. Da? Luna nouă, luna plină, aproximativ. Păi, totuși, o dată, de 2 ori, de 3 ori. Ia uite, luna. Soarele și luna, iar vorbim de eclipse. Eclipsa de soare din Berbec, apropo de semn de foc. Și eclipsa de soare din Scorpion, că tot avem 8. Ia uite, a zis că își înfruntă demonii extraordinar, mulțumesc, spre asta se merge. Fricile, terorile, traumele din copilărie, din, eu știu, ia, 9 de bâte. Și vă veți asocia cu cineva care a trecut prin situații asemănătoare. Bărbați, femei, nu contează. Poate să fie și un bărbat și o femeie, dar cu aspecte masculine. Să zicem că în loc de un bărbat e o femeie, dar, tot așa, cu roșu, pasională. Pasion, nu pătimașă, pasională, combativă, înțeleaptă, trecută prin lupte ca și voi. Și veți sta umăr la umăr ca să nouă și nouă, nu uitați iar, nouă, avem călătorii la distanță. Și lecții mai înseamnă, nouă înseamnă lecții, lecții profunde. Vreau să spun în această asociere că aveți un 2 de bâte în față. 2 de bâte și 7 în spate. Granițele personale, învățați să puneți granițe personale față de dușman.
față de dragon, față de zombie, față de ce mai fi. Și împreună creați, vă pregătiți, puneți, faceți planuri pentru o nouă etapă. Dar, repet, nu veți fi singuri, veți fi împreună cu cineva. Bărbat, femeie, sper că-s clară. Ia uite, femeie extraordinar. Bărbatul și femeia. Și am zis, este 4 de la împărat. Mai... Am zis, ascultați și numărul 1, că ceva asemănă... Ia, acolo a apărut împăratul, aici apare împărăteasa. Acolo a fost femeia, aici apare bărbatul. Băi, deci nu se poate. Și era 16 asociat, 16 înseamnă turn, dar apărea stea. Și în tarot steaua este marcată de numărul 17. Sunt niște chestii acolo. Am zis, vă veți împlini toate dorințele, dar nu veți fi singuri. Că 9 de cupe înseamnă în acest set de cărți după evenimentele din prezent. Nu veți mai fi singuri. Veți depăși egoismul, oamenii egoiști. Exact, 7 de bâte, nu va mai fi niște granițe. Care e cuvântul, care e termenul? Simple, niște garduri simple. Sunt garduri ghimpate, garduri electrice. Cu alte cuvinte, de la pasivitatea 7-lui de bâte, care își pune granițe personale, se trece în combativitate, că aveți roșu. Aveți roșu bâte. Bine, și pasivitatea poate să devină agresivă, dar nu e cazul aici. Mai, vă veți lupta cu cei, exact, cu cei care v-au mințit, v-au atras în, spre spânzurătoare, înspre moarte, înspre pierderea direcției voastre și veți merge cu victoria, uite, veți merge către un suflet pereche, ce frumos. Eventual, dacă nu ați fost atrași în această cursă, cei care au încercat să vă atragă vor intra în karmă, vor plăti. Foarte interesant. Foarte interesant. Deci bărbatul și femeia, și acolo era femeia și împăratul. Wow. Da. Și creator și creatoare. Exact ce am zis. Amândoi foarte puternici. Vedeți, este energie feminină, dar are roșu. Are și energie masculină. Are pasiune. Și, repet, pasiunea înseamnă creație. Patimă înseamnă să-ți consumi energia în direcții toxice. Și vorbesc din perspectiva artistului. Nu poți să creezi nimic. Nu vorbesc de excepțional, nimic fără pasiune. Când vezi canvasul, când vezi hârtia, când vezi pânza aia goală, la un moment dat nu știi, ești în stare de dubiu, te lupți cu demonii, te lupți cu neîncrederea. Demon poate să însemne și neîncrederea. Te lupți cu gândurile, ce să fac, ce să fac. Dau un exemplu, da? Ce tehnică, ce stil, dacă nu reușește, dacă greșești, dacă nu știu ce. Pe urmă începe procesul, intrați pe proces, pe cale. Calea. Și calea vă duce, avea și Rumi un citat, calea ne duce către un destin. Dar nu te gândi la cale, ci gândește-te la primul pas pe care îl faci. Primul pas este cel mai important. Apoi următorul vine din aproape în aproape. Împăratul. Creatorul și creatoarea. Iar doi oameni foarte creativi, doi oameni foarte pasionali. Venus și Marte. Într-o anumită formă. Exact. Doi oameni foarte... Și ceilalți vor rămâne luptându-se ei cu demonii. Am senzația că exact demonul este acest personaj care se uită. A, ia uite, împreună. A, pentru aia m-a lăsat. A, pentru ăla m-a lăsat. Sau, eu știu, sau poate nu sunt. Poate nu e o altă persoană. Poate sunt rude. Colegi, ia uite și pe ăștia împreună, dragă. Cine ar fi crezut? I-a făcut vrăj. Nu i-a făcut vrăj. S-a produs schimbarea. Vrăj au făcut cei care i-au ținut în variantele negative, statice, toxice, involutive. Nu știu cât am vorbit. Am depășit? Sper că nu. Mesaj pentru numărul 3.
sper din tot sufletul să fie primite mesajele cum se cuvine, cu drag, cu deschidere, pentru că sunt foarte puternice la fiecare număr. Și înainte să, uite, primulă, înainte să citesc mesajul, mă uitam la cărțile acestea care sunt minunate, deci interesant, vedeți că 22 este un număr simetric. Trecând peste numerele lor. Simetria constă în putere. Doi oameni foarte puternici. Creativi, pasionali, cu autoritate. Vă oglindiți aici, ce vreau să ajung. Vă oglindiți unul în celălalt. Și masculinitatea și feminitatea. Deci femeia își poate regăsi aspecte masculine în acest bărbat și bărbatul își poate regăsi aspecte, apropo de piatra lunii, aspecte feminine în preajma acestei femei. Acum, trecând peste această, că veți manifesta bărbaților o femeie și femeilor un bărbat, nu știu în cât timp, trecând peste asta, ideea este că vă creați calea și asta este cel mai frumos. Veți fi inspirați. Ah, vă o să iasă două. Dragoste tinerească. Nu contează vârsta. Vă simțiți ca în adolescență. Vă atrageți dragostea, că împărăteasa înseamnă dragoste. Vă atrageți dragoste. Repet, nu contează, e transformarea aici cu fluturile. Nu contează vârsta pe care aveți. Vă veți simți atât de tineri. Am zis, dați în urmă la valetul de bâte și puterea. Dacă aș avea o singură floare pentru fiecare moment când m-am gândit la tine sau când mă gândesc la tine, m-aș plimba tot timpul într-o grădină. Și asta mai vrut să iasă. Ce asta? Bujorul? Ce frumos! Prosperitate și compasiune. Exact, asta creați. Prosperitate, împărăteasa. Este și prosper, abundent, dar și plin de compasiune, de empatie, relații sănătoase. Fiți atenți, ce prosperitatea depinde mai mult de one thing. De a-ți dori ceea ce ai decât de a avea ceea ce îți dorești. Exact ce am descris mai devreme prin relația toxică în care cineva vrea să aibă pentru că dorea, pentru că poftea, pentru că, eu știu, se excita, că e roșu, vorbim de sexualitate. Vreau să am pentru că te doresc. Versus dragostea. Te doresc pentru că recunosc că ești parte din mine sau că reflecți anumite aspecte ale mele, să zic, sănătoase. Ia uite. Gențiana, putere și vindecare. Exact, dați înapoi la ce am zis la puterea, valetul de bute și puterea. O dată. Mesaje. Ups! Nu sunt multe. Mesaje pentru numărul 3. Înseamnă. Exprimați-vă dragostea prin cadouri la un moment dat. Probabil că e necesar pentru cineva. Sau poate vreți primi cadouri, poate cineva exprimă, nu știu. E vorba și de voi. Romanță, interesant. Și iertare.
E vorba de relația karmică. Iertați relația karmică, iertați-vă varianta negativă a voastră, că toți avem o variantă negativă. Diavolul înseamnă și frici, nu înseamnă musai, obsesii, dar na, sunt și obsesii, sunt și deviații. Și vorbiți limbajul dragostei. Dragostea îndură. Apropo de călătorii, e o călătorie grea ca să te regăsești și apoi să-ți găsești perechea. Și la un moment dat, chiar în această, era să zic împerechere, nu e asociere. Că romanța poate să fie o asociere frumoasă între doi oameni puternici care creează ceva. Până la romanță e asocierea și creația. Puteți să vorbiți limbaje diferite, dar tocmai faptul că fiecare vorbește într-un anume fel vă ajută. În momentul în care învățați, vă decodificați limbajul, vă ajută să vă completați. Arată ceea ce trebuie, nu ceea ce este nevoie să fie văzut. Nu tot. Arată doar ceea ce este nevoie să fie văzut. Mai ales față de dușmani, dar chiar și față de prieteni. Și lucrează cu sentimentele, cu sentimentele tale. Ai încredere în univers. Sper că v-a plăcut. Dacă limbajul meu sau exprimarea mea nu este chiar pe, eu știu, coerentă, nu vă place, căutați în altă parte, eventual puteți mai să încercați să ascultați când nu este Mercur retrograd. Și mai bine, asta cam peste vreo lună, nu? Și mai bine ar fi să reascultați peste câteva luni de zile. Să vedeți ce s-a manifestat. Pentru că, repet, o eclipsă este puternică. Da, păi două. Din care, ce să zic, și una este în berbec, sau a fost în berbec, energie foarte puternică, marțiană. Și interesant, ați ales roșu. Marte guvernează și berbecul, Marte guvernează, e o chestiune de Marte, de acțiune, de energie masculină. Marte guvernează și scorpionul. Apropo, sex versus să faci dragoste. E o mare diferență între a face dragoste, cumpărătea să faci dragoste. Nu o... A? Una este să faci dragoste, alta este să faci sex. Cineva va descoperi chestiunea asta. Pentru că, repet, acest bărbat, în mod special, care se va transforma pentru o variantă pe care nici el încă nu poate să o înțeleagă, ci nu cred, n-am încredere, încă nu știu. Nu pot, eventual, poate până acum a zis nu pot, în curând o să zic că da, gata, pot, interesant, s-a oprit la asta de monede. Începe o nouă etapă. Unde ești? Unde ești? Ce-mi lipsește mie acum? Nu mai știu ce-am făcut. Ce-am făcut? În fine. Ar mai fi trebuit să spun ceva? Cred că am spus destul. Nu știu. Cred că am spus ceva. Dacă ceva mi-a scăpat, e cu un scop. Da, cred că mi-a scăpat ceva. Da. Dacă tot mi-a scăpat, hai să vedem acum o dată. De două ori, lăsăm așa. De trei ori. Da, am sărit, vedeți? Cum a fost și cu lumina. Ceva se sare, se infiltrează, dar nu contează. O dată. De două ori. De trei ori. Aici era magicianul. Manifestați, manifestare, cineva manipulează. Exact. Apare minciună versus adevăr. Fiți atenți. Ceva s-a întâmplat aici. Regina de bute. Marea preoteasă. Și luna. Și apoi apare împărăteasa, da? Dați în urmă. Sau să caut eu cărțile. Ia, unde era?
Am ambiția asta să refac ceva, ceva s-a întâmplat, am uitat. Deci, aici este. A apărut tentația la un moment dat, dar tentația va fi învinsă. Pentru că tentația poate fi de două feluri. O tentație care te duce în jos și, da, o atracție, tentația, atracție care te duce înspre o nouă versiune a ta în acest context. Dar unde ești împărăteasă? Uite-o, împărăteasa. Și mai era 9 de bâte. Nu-l mai scot. Aduceți-vă aminte. Era 9 de bâte. Da, doi oameni care stăteau cot lângă cot, umăr lângă umăr, să creeze un blocaj. Blocaj în fața demonilor, în fața, eu știu, dușmanilor, a... unor lucruri care vin de la distanță. Exact ce am zis mai devreme, are legătura, a apărut luna. Luna și eclipsă pe lună și eclipsă pe de soare și de lună. Trebuie să echilibrați energia masculină, că regina de foc este destul de masculină, energia masculină cu energia feminină, tot acolo ajung. Cărțile îmi confirmă. Și doi, iar am vorbit de intuiție, folosiți-vă intuiția, iar apare doi. Și aici este doi, de fapt, atât este de bine făcut, doi, că seamănă cu 11, iar o simetrie. Încercați să fiți în echilibru în această nouă cale, să mergeți către oameni care vă echilibrează, nu care vă dezechilibrează. Și într-adevăr, când cineva te inspiră, poate să se producă ceva perturbații, dar nu să te distragă de la calea ta, nu să te tragă în jos. Că am văzut, să nu uităm totuși, diavolul, șarpele, dragonul. Și aici chiar cineva se luptă cu dragonii. Nu știu dacă îți veți deveni sfinți. E partea a doua. Dar cine își învinge demonii e de apreciat. Da? Și am senzația că acest bărbat trebuie să se înfrunte, interesant, să se lupte cu o femeie. Poate aveți, ca tot am văzut, aveți o femeie geloasă, pătimașă versus femeia pasională. Poate și voi, doamnelor, dacă știți că aveți de-a face cu un asemenea bărbat controversat și contrariat și contradictoriu, dați-i timp. Poate că atracția pentru acest bărbat vă mai bântuie nopțile. Blocați această atracție care vine noaptea eventual. Prin vise, noaptea prin vise și concentrați-vă pe aceea aveți voi de creat. Interesant, un mesaj în plus, tocmai când trebuia să închid etalarea. Cineva era cât pe ce să nu mă lase să spun acest mesaj, da? Vine să strănut. Poate unii dintre voi, nu știu, aveți aspecte și cu Marte în sinastria voastră cu personajul despre care vorbesc și cu Luna. Poate aveți, uite, aveți Scorpion, Pești și planete de foc. Apare și Taur, poate și ceva Balanță, dar nu mă fixez, ceva... Dar mă refer la elemente, la planete, nu la zodii. Scorpionul iar apare. Învățați să creați dincolo de frică. Poate că vă este frică să creați, poate vă este frică de energia voastră, poate vă este frică de potențialul vostru pe această nouă cale, dar ascultați-vă intuiția
Și folosiți-vă, repet, pasiunea ca să creați. Nu ca să fugiți de creație în zone tentante. Ușor satisfăcătoare pe termen scurt, aș spune. Însă, interesant, aici apare regele și regina de bâte. Iar este un cuplu. Un cuplu foarte bun. Ia uite unde s-a oprit la îndrăgostiți. Da, asta e. E bine. M-am întors din drum. Apropo de drum. Probabil că și voi vă veți întoarce din drum să rezolvați, să clarificați ceva acasă. Mergeți către calea voastră în liniște. Mai aveți ceva de clarificat. Apropo. Mai aveți ceva de clarificat. Eu l-am dat așa văzusem, bărbatul, între două direcții, două drumuri. Un drum într-o direcție, un drum într-altă direcție. Mai e ceva de clarificat la un drum. Nu întâmplător. S-a am omis, să zic, cărțile atunci. Oricum, mesajul mi se pare puternic, important și am depășit 30 de minute. Sper că v-a plăcut, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, vă pup numai bine. În sfârșit, numărul 4 verde. Uf, numărul 4, Hristos a înviat. Am întrerupt prima înregistrare ca să nu fie întreruptă de, eu știu, cameră la un moment dat. Sper că am depășit un pic timpul la numărul 3. Sper să nu se întrerupă și să spun mesajul clar până la sfârșit. Cei care ați ales numărul 3, aveți ceva de lucrat cu inima voastră și eventual cu felul în care manifestați abundența. Însă, pentru că am zis, la fiecare set de cărți voi folosi, la fiecare piatră voi folosi un set de cărți diferit față de cele comune, la numărul vostru folosesc acesta, care are copertă verde. La voi, aha, cinci de cupe. Cinci de cupe este un doliu, sunt niște regrete. Regrete profunde, dezamăgire, suferință. Da. O perioadă în care eventual poate ați intrat în voi sau poate personajul la care vă gândiți, nu știu, cineva a intrat în sinea sa, nu s-a mai deschis o perioadă din cauza suferinței, dar urmează să vă deschideți, apropo de inimă, trebuie să vă deschideți sufletul, să iubiți. Însă, pentru că 5 înseamnă schimbare și 5 merge către 6, care înseamnă echilibru, dragoste, la capătul setului de cărți, mesagerul de aer. Interesant. Apropo de dragoste. Vindecare. 5 și cu 1, 6. Regăsirea unui suflet pereche. A unui prieten de suflet. Prietenă de suflet. Personaj din trecut. Aș spune din trecut. Poate dintr-o altă viață. Într-un mod neașteptat. Veți primi mesaj. Sau veți merge. Variază mesagerul ăsta ce înseamnă. Vă reprezintă pe voi. Sau persoana sau va veni spre voi. Într-un mod neașteptat se va exprima, se vor exprima niște emoții. Se va exprima dragoste, se va exprima dorința de împăcare, eventual de vindecare. Asul de cupe și răbdarea, temperanța, ambele reprezintă vindecare după o perioadă de suferință emoțională, repet, doliu, depresie, un personaj care nu vede nimic pozitiv în jur, dar, repet, într-un mod neașteptat, poate un mesaj de la un înger, poate o poezie, poate o cuvântare a cuiva, vă va ajuta să vă vindecați și să vă aruncați, determinați, vă aruncați înainte, în sus, determinați să depășiți
și problemele financiare, și problemele emoționale, și problemele mentale, stresul, dezechilibrele, indeciziile, instabilitatea, problemele de cuplu, le veți depăși cu determinare și veți merge, ia uitați, chiar apare, măi, la fiecare a apărut într-un fel sau altul câte un cuplu. Împăratul și regina de foc. Berbec și leoaică, eventual, dar nu obligatoriu. Veți merge către un cuplu, veți manifesta un cuplu puternic. Eventual, până la cuplu, o încredere excepțională. Pentru că vorbim de transformări personale. Că se va manifesta și această relație, e partea a doua. Dar până la relație, cum să stai lângă un împărat decât dacă ești regină? Cum să stai lângă o împărăteasă sau lângă o regină decât dacă ești rege sau împărat? Cavaler mai răruț. Și uite, asul de monede și lumea. Hai, și regi. Fantastic. Foarte. E ceva, veți începe o nouă relație, o nouă lume cu altcineva, eventual, sau cu personajul, poate nu e altcineva, poate eu vă împăcați, nu știu exact. E un personaj puternic, lângă care veți sta nezdruncinați și veți manifesta putere. Și abundență, vreau să zic în mod special, abundență și dragoste. Casul de cupe, asta înseamnă și dragoste și vindecare și vorbim de verde care înseamnă dragoste. Și abundență, despre care am zis mai devreme. Sper că mi-înțelegeți limbajul, exprimarea, dacă nu căutați în altă parte sau eventual ascultați peste o săptămână, o lună când a ieșit Mercur din retrogradare. Aceasta a fost preetalarea. Hai să... să amestec cărțile și să vorbim. Ce situație, în mod special, se transformă, se... nu știu. Declanșează, sensibilizează, în mod special, în această perioadă. Am început cu 3, rămânem tot pe 3. Asta, odată. Interesant. Apropo că ați avut niște probleme. Am văzut 5 de monede mai devreme, dați în urmă. Au fost niște probleme financiare. Pentru unii dintre voi, apropo de bani, de abundență, de spor... de două ori, de trei ori. Ia uite. Și la voi, interesant. Interesant, aveți pe cineva care vă apără, am senzația că acest câine vă apără de un dușman. E copilul vostru interior traumatizat de un dușman, de o problemă din copilărie, nu știu. Dar aveți și un prieten foarte loial, nu știu ce este prietenul acela. Ia să pun eu, sunt ghidată să pun cartea aceasta deoparte și să aleg 3 cărți. Ai, băi, deci nu se poate. La ce, exact în aceeași poziție a apărut la ce? La numărul 1, 9, 8, 9, 3, extraordinar și atunci las și pe ăsta. Extraordinar, dați-mi voi că eu așa fac, ia uite. Soare în suflet, stabilitate în suflet, manifestați abundență. Vă deschide sufletul. După perioada asta de mare suferință, probabil că poate ați pierdut pe cineva, că am vorbit de un duluș apare, coșciug, dacă nu voi, poate altă persoană, posibil energie feminină, dar apar probleme financiare. Eventual, un al treilea element într-un cuplu. Interpretați cum vreți. Și poate nu-i cuplu. Poate sunt rude. Poate sunt colegi, colaboratori. În fine.
În acest context cu șoricei care mănâncă recolta, nu prea văd a construcție a trei de monede, ci a trei de cupe, trei de spade. Pierdere de bani în urma ora unui deces, ora unei, eu știu, intervenții, într-o asociere, cineva intervine și produce dezastru. Recoltă. Dar e casa 8-a a banilor. Dacă a fost sărăcie, dacă au fost probleme, dacă au fost trădări, dacă au fost mâncătorii, totul se va rezolva. Și veți merge către 9 și către 3 și 4. 3 înseamnă împărăteasă, 4 înseamnă împăratul. Bărbatul și femeia în voi. Am văzut împăratul și regina de bâte. Energie masculină, da? Aici apare energie feminină. Ce vreau să spun? Veți merge către independență, că seamănă cu 9 de monede, către succes, către apreciere, către creștere spirituală. Și această creștere spirituală și independența voastră, eventual, vă va atrage abundență, stabilitate, dragoste și, eventual, perechea ideală. Aici apare femeia divină. Mai devreme era bărbatul, chiar dacă era lângă regina de bute. Că regina de bute e destul de masculină. Foarte interesant cum apar cărțile. Nu mai știu unde a fost numărul 8. La numărul 1 sau 2. În fine. Hai să curăț cărțile, să clarificăm. Numărul 4. Cine a ales? A ales frumos, cred. Nu știu, că am dat mesajele, chiar dacă a început cu ceva intens, dramatic, e o dramă, chiar o tragedie pentru cineva, se va transforma într-un fel miraculos. Neașteptat de bine. Glamuros, spune, cu soarele ăsta și 30 împărăteasă. Dincolo de iluzii, 20, renaștere. Vă dați seama că ați amânat independența voastră, creșterea voastră, transformarea voastră, stabilitatea, succesul, tot ce vreți voi, ați amânat stând în niște constrângere, niște, aș spune, situații monocrome. Ia uite. Chestiuni de moralitate, asta să-mi spune ceva pentru unii dintre voi. Dar să clarificăm, amestecat, o dată, de două, de trei. Conștiința, interesant, tot așa în întuneric, se trezește în această situație dramatică, pierderea cuiva, pierderea unor bani, trădări, moșteniri, poate trădări în chestiuni care țin de moșteniri, de familie, de job. Se trezește conștiința cuiva, vă dați seama, ia uite, suferință. Că ați stat în întuneric în loc să vă explorați și să creșteți. Exact, dincolo de iluzii. Ar putea să fie o etapă. Care expresia? Călătoria prin... noaptea întunecată a sufletului. Noaptea întunecată a sufletului. Apropo de inimă. Ca să-ți regăsești soarele în suflet. Vedeți cum îl ține soarele în suflet? Trebuie să treci prin întuneric. Ca să ajungi la soare, nu? Prin noapte. Ca să se facă zi. Poate nu-i suferința voastră, poate e suferința altei persoane, nu știu. Poate persoana aceasta iarăși are de văzut undeva ceva, o iluzie, într-un aspect care ține de moșteniri, de bani, de familie, chiar că e 5 numărul marelui preot, de religie. Ia uite, proiecții, exact, proiecții. Cavalerul de bâte. Dezamăgire, trei de spade, un turn. Cineva se trezește la realitate. Își dă seama că a fost... a trăit relații false. Sau oamenii au încercat să pară, că asta face Saltimbancul, da? Clovnul, să
pară veseli și de fapt erau triști, sau să pară buni și de fapt erau răi. Și alții, din potrivă, încearcă să pară duri, să pară răi și sunt buni. Ideea este că cineva se trezește la realitate cu turnul acesta. E o trezire. Dar ce am zis mai devreme, renaște. Iar cineva renaște. Renaște și merge către o prietenie, o asociere, o colaborare cu cineva la distanță. La drum, mai bine zis, la drum. Nu știu dacă cât e de mare distanța, dar e la drum. Cu care se va putea echilibra. Cu acest personaj se va putea echilibra. Un personaj din alte vieți. Da. Este un personaj din alte vieți. Care vă ajută să vă recășiți. Exact ce am zis mai devreme. Cineva vede dincolo de iluzie. Cum a stat în umbră, exact în umbră, în loc să iasă, exact ce văd aici, vedeți? Cineva a stat în umbră, în loc să iasă în evidență, să iasă pe scenă, să iasă în față, să exprime varianta sa superioară și nu varianta sa inferioară sau întunecoasă neapărat. Exact, cineva a stat, apropo de închisoare, cineva ori a stat în închisoare, ori a stat într-o colivie, ori a stat în legături karmice. Mesajele seamănă, dar sunt nuanțe diferite. Seamănă, dar pentru că probabil că la nivel colectiv anumite lucruri se întâmplă cu toți, dar se aplică în diferite departamente ale vieții. Deci proiecții, 7 de cupe, confuzii, trezirea la realitate. Stai mai. În ce familie 5 am trăit? În ce job am muncit? Pentru cine am muncit? În ce relații? Relații care m-au înșelat? Relații care mi-au consumat energiile, resursele? Oameni care m-au ținut în umbră, m-au ținut subaltern sau subaltern în loc să fiu în față? Să mă conduc, să am afacerea mea? Și nu o să-i dea străluci la modul, deși am folosit glamuros ca și cuvânt, la modul egoist. Când îți găsești soarele în suflet, trebuie să-l împărtășești cu cineva. Măcar cu câteva persoane, dacă nu cu mai multe. Cât ar fi de greu. Și când zic cât ar fi de greu, spun acum și din perspectiva mea, că știți că sunt în doliu și credeți-mă că unor e greu să vin să fac etalare, dar în momentul în care fac etalare, sunt altă persoană. Și cui îi place să duc în altă parte, sunt altă persoană. Sunt aici alături de voi, sunt în prezent, în viitor, în dimensiunile alea pe care le puteți manifesta. E o dimensiune în care este negativitate, aici, și o altă dimensiune în care există potențial de super succes. Și folosesc cuvântul dimensiune în mod special. Numărul 4, odată, de 2 ori. De 3 ori. Ia uite, col, chemarea 20, renaștere. Sunteți chemați de îngeri să renașteți. 6 de cupe. Cineva vă așteaptă să vă întoarceți acasă, acasă la familia sufletească. Ah, lumea cea nouă. Să lăsați lucrurile pământești și să vă orientați către transformarea voastră, apropo, independența voastră, abundența, divinitatea voastră. Of. De exact, să lăsați lucrurile, obsesia pentru bani sau grija pentru bani și dacă n-ați avut, o să aveți. Și dacă aveți, ce faceți cu ce aveți? Aici este o întrebare. Ce faceți dacă sunteți bogați, veți ajunge bogați, ce veți face? Cum veți împărți din bogăția asta, veți da și altora? Aici este provocarea, nu? Cineva puternic vă așteaptă. Puternică vă așteaptă. Și vă simte, eu asta simt cu astfel de cupe, vă așteaptă și vă simte. De 2 ori și de 3 ori.
Asul de monede, ce frumos! Începeți exact după pierderea asta, după problemele astea financiare, moștenie ce mai fi, joburi sau alte, poate chiar pierderi de, eu știu, oameni dragi sau eu știu cine, o nouă conștiință se naște în voi. Conștiința că meritați altceva, meritați să vă creați asul de monede, să vă creați, interesant, acum îl văd ca pe un ceas, să vă creați drumul vostru, jobul vostru, calea voastră. Acum îl văd ca pe un ceas. E timpul. E timpul să vă conduceți. Cerbul, energia masculină, este alfa. Să vă conduceți, nu contează ce sunteți, bărbați, femei, să vă conduceți viața. Ce feceriot extra, de apropo, de condus, poate vă luați o nouă mașină, nu știu. Dar, că tot am vorbit de ceva nou, nou, material, poate așteptați, suferiți când aveți mașină și urmează să vă luați o nouă mașină. Dar, exact, începeți un nou proiect, veți începe un nou proiect, o nouă oportunitate vine, se arată, sau o creați voi. Bine ar fi să o creați manifestând dincolo de iluzii, dincolo de frică. Și această oportunitate vă duce către, a spune, o poziție de mare autoritate. Apare regele de aer, către înțelepciune. Vedeți, exact, vedeți dincolo de iluzie, exact. Vedeți, și aici, interesant, sunt două figuri cu măști. Și aici sunt două figuri. Mai. Ce înseamnă asta? Dacă mergeți înspre perechea voastră divină, în cazul în care v-ați întâlnit și ați purtat amândoi măști, în ce sens? Nu neapărat voit. Societatea te învață să nu arăți exact adevărata ta esență, din niște motive. Data viitoare veți da măștile jos și veți fi față în față, esență în esență. Asta pentru că veți fi învățat ce înseamnă să relaționezi proiecție în proiecție. Sper că mă înțelegeți limbajul, da? Amândoi au o mască, interesant. Dar ce face regele de aer? Vede, apropo de văzut, ochii minții și ochii trupești. Și înțelege. Nu doar că vede, că de fapt asta înseamnă beyond. E o viziune care ține de mental, e al treilea ochi. Vede și înțelege dincolo de ceea ce e aparent, ceea ce e trecător, ceea ce este fals. Spre asta mergeți, spre înțelepciune. Și această înțelepciune vă va ajuta să vă creați și abundență și stabilitate. Cu răbdare, cu răbdare, cu răbdare. Trei de monede. Și regina de monede. Și 10 de cupe. Poate veți colabora cu cineva, că apare un as de monede și 3 de monede. Veți colabora cu cineva, eventual cu o femeie stabilă care se respectă, că vă că merge spre o energie masculină, sau voi, dacă sunteți energii feminine stabile, mergeți către un bărbat care vă apreciază și cu care puteți să fiți fericite, 10 de cupe, care vede și suferința prin care ați trecut și ceea ce ați alchimizat, ce ați creat dincolo de această suferință. Înțelegeți, da? Că unii oameni când suferă, stau și suferă și suferă și suferă și suferă și suferă și suferă și stau în întuneric. Alții când suferă, 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 pe urmă zic, ca mine, stop, gata, începem un nou drum, hai la drum, începem un nou proiect, da? Eu acum o să încep o nouă expoziție, o să încep un nou stil, o să văd ce fac. Și eu am niște planuri și acum vorbesc din perspectiva mea, da? Sunt oameni și oameni. Și voi mergeți spre această variantă a voastră în care, dacă ați suferit, le spune la un dat, stop cadru. Suferința asta e doar o iluzie. Și poate veți citi niște lucruri. Cărți de spiritualitate, veți asculta lucruri care vă vor deschide sufletul. Suferința e o iluzie. Eu sunt energie divină, soarele este în sufletul meu. Și atunci cum să stau în întuneric? Cât să mai stau în întuneric?
lucrez cărțile. Ia uite, puterea. Doi oameni puternici? Sau? Voi vă împăcați cu latura voastră, fricoasă, eu știu, mai slabă, mai pământeană. Eventual și una și alta. Dar, repet, nu este etalare pentru luna mai, nici pentru luna aprilie, nici pentru săptămâna, sau săptămânile, pardon, dintre eclipsa de soare și eclipsa de lună, nu este o etalare pe o perioadă de două săptămâni, ci vorbesc despre manifestări care, și transformări intense, radicale, care se vor face în timp, în 6 luni de zile, într-un an de zile, în 2 ani, în 3 ani. Poate unii veți manifesta mai repede. Variază. Dar și dacă ajungeți mai repede către acest rege de aer, gemeni în balanță, vor să zicem, pentru cineva, să zicem, dar, repet, este o, trecând peste zodii, este o energie masculină foarte înțeleaptă, echilibrată mental, puternică mental, principială, spre care mergeți. Nu către o persoană musai, către ceea ce reprezintă această energie. Atunci veți vedea în timp. Înțelepciunea nu vine nici peste noapte, nici într-o săptămână, nici... Neapte. Împărăteasa apare iar, 10 de cupe, am văzut mai devreme. Drumul neașteptat veți manifesta un anume tip de... Zic un anume tip, pentru că variază de la un om. De abundență, de fericire, de ideal pe care nici voi n-ați crezut că se poate manifesta. Repet, în momentul în care spune, nu, suferința e o iluzie, să fiu în umbră e o iluzie, sunt născută, mi s-a pus soare, fărâmă de divinitate în suflet, ca să strălucesc, pentru un grup, pentru un mediu, ca să strălucesc, nu? E extraordinar, împăratul, și am văzut împărăteasa, mă și bălbăi, apare aici iar împărăteasa, regele de cupe, magician, astru. De la asul de monede ajungeți la împărat? Pardon, evident că în timp. De la suferință ajungeți faetonul cu determinare la ce? Că faetonul merge către stea, către vindecare. La asul de cupe exact vă deschide sufletul. Evident, față de cine trebuie. Veți iubi. Vă-ți împărtăși din iubirea voastră exact ce am zis mai devreme și altora, că lumina e în voi. Și veți manifesta magicianul, varianta înaltă, geme, balanță, vărsător, a mentalului vostru. Nu mă fixez, repet, ca să înțelegeți, nu mă fixez pe zodii, ci pe planete, în case eventual, zodiacale, și pe energii. Manifestați înțelepciune, repet, dincolo de iluzii. Ce pot să zic? Exact. Lumea. O nouă lume. Și mai și ridic vocea. Asta e. Exact. Dincolo de iluzii. E un vol între cele două lumi. Unii veți vedea dincolo. Wow. Că e rege de spade cu o intuiție super strălucitoare. Că e marea preoteasă. Veți vedea. Și asta trecând prin suferință. Temperanța e aici. Prin moarte. Prin pierderea cuiva. Veți vedea. Moartea. Nu există? Eventual, suferința, de ce sufer? De ce sufer? Sau de ce sufer? Dacă voi ajungeți la chestia asta, poate spuneți cuiva care suferă și ajutați să se transforme ei. Eventual. Eventual, în cazul în care cineva știți că cineva suferă din cauza unei pierderi, eu știu, financiare sau a unei persoane drage, unui deces, știți că suferă și voi ați înțeles aceste lucruri, vă duceți și exprimați, că magicianul exprimă, exprimați din suflet regele de cupe și oferiți stabilitate. Luminați sau iluminați viața sufletului cuiva. Inspirați. De ce vorbesc așa? Nu știu, un pic mai apăsat, dar așa simt nevoia. Sau nu e nevoie, așa simt să vorbesc mai... Spuneam că în timp ce eu etalez acum, poate unii chiar alegeți numărul acesta și sunt mai conectată la voi decât la primele două numere.
Pentru că am preferat să închid etalarea ca să nu se întrerupă. Mesaj pentru numărul 4. Și aveți 4, iau de 4, 4, aveți. Mesaj. Mesaj, vă rog, ce aveți? Hai. Așa, dragă mami. Ia uite, entuziasm și prietenie, devotament și vise împlinite. Puteți să vă citiți voi citatele, să le traduceți. Uneori mi-este și mie cam greu să traduc. Eu înțeleg, dar să traduc așa, să fie și plăcut la auz, uneori mi-e greu, mai ales când sunt obosită, da? Devotament, vise împlinite, dar nu iluzii, ci vise. Mesaj, curățăm cărțile. Acum am văzut la un moment dat și o dragoste la prima vedere. Neînțeleasă, eventual, la momentul acela, cartea era invers, neînțeleasă, dar cred că o veți înțelege în timp. De ce v-ați îndrăgostit de acel personaj sau acea, nu știu, figură? Ce rost are. Uite, interesant. Practicați compasiunea. 15 este numărul diavolului. Dar acum este vorba de o suferință. Practicați compasiunea. Diavolul înseamnă și imposibilitatea de a ieși în această umbră. Atașament față de suferință a cuiva. Sunt multe variante. Diavolul înseamnă foarte multe. Vine uneori și sub forma abundenței și sub forma dragostei până la un punct. De-aia zic, gândiți-vă, dar practicați compasiunea. Și încă ceva. Exact, întoarceți-vă inima, că am vorbit de inimă la numărul, la numărul 4, la verde, către lumină și de la întuneric, de la suferință la lumină. Dincolo de iluzie. Mai dăm. Vă veți stabiliza, veți iubi, veți exprima adevărul și înțelepciuni pe care filozofii, eu știu, lecții de viață pe care le-ați înțeles, acum nici nu vă dați seama. Deci zic, spre asta mergeți. Cine știe când? Ce mai vrea asta? Ia uite, sunteți fără limită. Iar numărul 4? 4 pentru voi era. Sunteți fără limită, dragii mei. Ce mai? Și 2 și cu 1, lumea. Ia uite, lumea. O nouă lume? O nouă lume. Alegeți dragostea. Aici. Dincolo de suferință. Ce a fost, a fost. Cu cine ați mai trăit, ați mai experimentat. Eu și nu contează. Alegeți dragostea. Dragostea de voi. Și iubindu-vă, veți trăi altfel. Eu dau exemplu. Zic și eu. Mai vindeca și eu de suferința mea. Dar acum dau sfaturi pentru că sunt cărțile. Ce pot să zic? Știu, doar că e foarte greu. Greu. Cât ai fi de evoluat spiritual, tot e greu. Așa. Go deeper. 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 Parcă m-aș... În fine, mai prostesc și eu. Mergeți profund în voi, în iluziile pe care le-ați trăit, aș spune. Lună nouă în Scorpion, probabil că la eclipsa de lună, la eclipsa de lună din Scorpion, ceva foarte intens, profund, se va declanșa, se va transforma în voi. Și apoi veți străluci, vă veți găsi echilibru. Cine nu are planete în Scorpion sau în casa 8-a, sau tranzite intense cu Pluto, sau marcaje, aspecte cu Pluto, nu înțelege. Căutați-vă hărțile natale ca să vă înțelegeți. Sper că v-a plăcut, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup. Numai bine, ceau, ceau!